Moment, Monica Iacobriții este eliberată după 3 ani de stat în închisoare. Alex Prunean ne spune mai multe. Alex, te rog. Bună ziua tuturor, da, așa este. Judecătorii Tribunalului Cluj au anunțat în urmă cu puțin timp soluția în cazul Monica Iacobriții și anume au respins contestația făcută de procurorii DNA cu privire la eliberarea condiționată a fostului ministru. Asta înseamnă că în aproximativ o oră, două ore, Monica Iacobriții este liberă să plece acasă. Tot ce durează acum sunt chestii birocratice. Mai exact, cei de aici de la tribunal urmează să transmită decizia celor de la penitenciarul Gherla, iar mai apoi cei de la penitenciarul Gherla urmează să înștiințeze pe cei de aici de la secția exterioară de femei a penitenciarului de la Cluj-Napoca, după care Monica Iacobriții este liberă să plece spre casă. Ședința în care s-a judecat această contestație a celor de la DNA a început în această dimineață în jurul orei 9, când fostul ministru al Turismului și Sportului i-a cerut judecătorului în lacrimi să îi aprobe această cerere, spunând că cei doi copii minori pe care îi are îi duc dorul foarte mult și trec printr-o situație puțin mai neplăcută. Mulțumesc foarte